Bun găsit la știri, să urmărim care sunt cele mai importante evenimente din Bașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. Restricții de viteză pe o stradă din Bașcan, este vorba despre Ștefan cel Mare în zona Vatră. Măsura a fost luată în urma sesizărilor făcute de cetățenii care locuiesc în zonă. Restricții de viteză pe strada Ștefan cel Mare în zona Vatră. Șoferii care conduc autoturisme cu greutate mai mare de 7,5 tone vor putea circula începând de astăzi cu o viteză de maximum 30 km pe oră. Cei care nu vor respecta această limitare vor primi avertismente și sancțiuni. Autoutilitarele cu greutate mai mare de 3,5 tone nu vor mai avea voie să circule pe această stradă cu o viteză mai mare de 30 km pe oră. Această măsură a fost luată în urma reclamațiilor tot mai dese, care au venit la sediul primăriei, în care oamenii cereau să se impună limitarea de viteză, deoarece li se strică casele din cauza trepidațiilor. Măsura a fost luată în urma sesizărilor făcute de cetățenii care stau în zonă. Chiar și astăzi a revenit la sediul administrației locale un pășcănean ce locuiește în zonă, care a spus că pereții casei i-au crăpat din cauza trepidațiilor create de mașinile de mare tonaj. Nu se crăpat pereții. Păi panourile cele... Deci panourile alea interzic mașinilor cu tonaj mare să treacă, ca să nu mai zgâlții casa așa de tare. Păi și-au pus două panouri joia trecută. Menționăm că strada Ștefan cel Mare a fost modernizată prin asfaltare în luna iunie anului trecut. În afară de asfaltare s-a înlocuit rețeaua de apă, s-au ridicat capacele de canal la nivel și s-au pavat trotuarele. Două zile de verificări la primăria Pașcan și instituțiile subordonate, inspectorii ISO au venit în municipiu pentru controlul anual privind protecția împotriva incendiilor. Astăzi, după ce au fost controlate toate instituțiile subordonate primăriei, s-a întocmit un proces verbal cu neregulile găsite și au fost date avertismente. După verificările ISU din ultimele zile, reprezentanții administrației locale au aflat astăzi care sunt măsurile ce trebuie luate pentru asigurarea protecției împotriva incendiilor. În ședința din această după-amiază, inspectorii ISU au consemnat neregulile care s-au găsit la sediul primăriei. Astăzi s-a finalizat controlul din partea Inspectoratului de Stat pentru Urgențe, control ce a vizat atât clădirile primăriei municipiului Pașcan, cât și sediile unităților din subordine. S-a încheiat un proces verbal în care ni s-au transmis diverse recomandări și aspecte ce trebuie îmbunătățite sau rezolvate într-un anumit termen. Printre acestea au fost finalizarea documentației în vederea obținerii avizării în cadrul ISU a primăriei noi. O altă problemă semnalată de inspector a fost cu privire la Piața Vale. Acolo reprezentanții ISU au verificat culoarele de acces care s-au dovedit neconforme cu protecția împotriva incendiilor și comercianții au fost verificați, iar 5 dintre ei care nu aveau extintoare au fost sancționați cu amendă. În cadrul pieței din Vale și respectiv în zona de hală, acolo unde se comercializează diverse obiecte, s-a constatat că nu se respectă culoarele de acces și trebuie să facem o monitorizare permanentă, astfel încât să nu existe risc, pericolul de incendiu să fie cât mai redus. Printre recomandări s-au mai aflat finalizarea planului de intervenție în caz de incendiu la stadionul municipal și schimbarea centralei termice de la gospodăria comunală. De asemenea, s-au constatat și alte aspecte, cum ar fi faptul că la gospodăria comunală ar trebui să înlocuim centrala, să finalizăm planurile de intervenție la incendiu la diverse unități din subordine. Menționăm că în fiecare an inspectorii ISU fac verificări la instituțiile publice privind protecția împotriva incendiilor. De exemplu, anul trecut, administrația din Pașcan a fost amendată cu 1.000 de lei, bani ce au fost achitați din bugetul local. Cel mai așteptat weekend din acest an a început deja. Sute de magazine au scăzut prețurile și până la 80% în această perioadă pentru a bifa, cum se cuvine, Vinerea Neagră. Unele au furat deja starturi, iar cumpărătorii nu se lasă așteptați, dat fiind reducerile foarte mari la produse preferate. La fel se întâmplă și pe site-uri, acolo unde magazinele mari și-au montat activitatea de câțiva ani. La un magazin pentru copii din Pașcan este forfotă mare, astfel în acest sfârșit de săptămână, începând de vineri până inclusiv duminică, găsiți articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării și jocuri și la câțiva lei. La imediat următoare, mai exact în zilele de 18, 19 și 20, magazinul nostru mizează pe negru. În această perioadă așteptăm toți clienții noștri cu reduceri de 20% la orice articol de îmbrăcăminte și încălțăminte și de până la 50% la toate jocurile și jucăriile din magazin. Aceasta nu este singura surpriză pregătită. Doritorii pot achiziționa carduri valorice tot la reducere. Ele pot fi folosite în orice perioadă a anului.
ca o noutate pentru acest an, avem cardul de cumpărători. Adică, acest card îl puteți achiziționa acum cu o reducere de 20%, urmând ca în orice perioadă a anului să beneficiați de valoarea acelui card. Puteți să-l faceți cadou sau îl puteți folosi chiar dumneavoastră. Reducerile la magazinul pentru copii ajung și până la 50%. Un produs ce nu merită ratat este badiul pentru prichindei. Un articol foarte folosit de către tinerile mămici este badiul. Acest articol îl puteți achiziționa în momentul acesta cu 7,90 lei, mâine îl luați cu 6,30 de bănuți. Deci beneficiați de o reducere de 20% la acest produs. Menționăm că în această perioadă milioane de produse din toate categoriile sunt la reducere, ofertele fiind pentru toate buzunarele. Un studiu recent realizat spune că bugetul pentru Black Friday a unei persoane din România ajunge în medie la 500 de lei. Chiar dacă mai este o lună până la sărbătorile de iarnă, spiritul Crăciunului deja a cuprins oamenii, iar pentru a face o faptă bună este doar un pas. Mai multe persoane cu suflet mare pregătesc campanii de strângere de fonduri sau articole vestimentare pentru a fi dăruite celor care nu au și să le aducă zâmbetul pe chip. Este și cazul unui bărbat ce locuiește în Târgu Frumos, care a demarat deja proiectul Shoesbox. Mai exact, în cutia de pantofi frumos colorată și decorată, cei cu suflet mare pot pune dulciuri, rechizite, hăinuțe și orice altceva neperisabil, daruri ce vor ajunge la copii cu vârste începând de la 3 ani. Cadourile, după cum spune și numele proiectului, sunt frumos ambalate într-o cutie de pantofi. Într-o cutie de pantofi în care puteți spune absolut tot ce credeți dumneavoastră că ar putea să facă o bucurie și să aducă un zâmbet pe chipul unui copil. Însemnând dulciuri, produse de igienă, hăinuțe, jucării, nu produse. Dacă tot vreți să faceți o bucurie celor aflați la nevoie, cel mai bine ar fi ca produsele de îmbrăcăminte să fie noi. Cadourile vor fi dăruite în perioada 19-24 decembrie. Cadourile, după cum vă spuneam, se strâng în Târgu Frumos sau, dacă e comod pentru dumneavoastră, aș putea să le ridic personal. De asemenea, tot eu, în calitate de voluntar, voi livra fiecare cadou pregătit de dumneavoastră la fiecare copil. Cutiile de pantofi se colectează la magazinul partener T din Târgu Frumos sau acestea pot fi preluate de organizator până cel târziu în data de 18 decembrie. Mai multe informații găsiți pe site-ul btv.info. Voi colecta cadouri de la dumneavoastră în magazinul partener Telecom din Târgu Frumos, cadouri care vor ajunge în preajma sărbătorilor de iarnă la copiii necăjiți de pe raza județului Iași și nu numai. Proiectul a fost demarat în urmă cu 9 ani de la dorința unei familii din Cluj de a ajuta copiii din familii sărace, fiind un succes de fiecare dată. Iarna a venit cu fulgii ei zglobii, se aud din stradă glasuri de copii. O cutie goală de pantofi poate fi în seara de ajun prilej de bucurii. E minunat, cadoul din cutia de pantofi împachetat. Consecințele fumatului, sfaturi pentru renunțarea la acest viciu, dar și test de verificare a cunoștințelor despre fumat și tutun au fost doar câteva dintre activitățile desfășurate de elevii Colegiului Sadoveanu de Ziua Națională Antifumat. Totodată, adolescenții au discutat cu un psiholog cum pot face față sevrajului determinat de renunțatul la țigări. Zeci de adolescenți au avut parte de o lecție interesantă astăzi. Începând cu ora 12:30, elevii Colegiului Sadoveanu au avut ocazia să descopere cât de nociv este consumul de tutun, să discute cu psihologii despre metodele de renunțare la acest viciu și să afle statisticile privind mortalitatea la nivel mondial determinată de fumat. Ziua se marchează printr-o inițiativă menită de a atrage atenția asupra impactului pe care îl are fumatul asupra sănătății omului. Cu acest prilej ne-am adunat astăzi aici. Scopul activității este acela de a derula activități de informare, sensibilizare și conștientizare a vostru cu privire la efectele fumatului. O parte dintre tinerii prezenți la activitate știu despre bolile care pot apărea din cauza consumului de tutun, efectul negativ asupra bugetului personal și cred că acest viciu este din cauza anturajului. Păi, depinde acum și la ce vârstă se apucă. De exemplu, dacă vârsta este cuprinsă între 12-15 ani, consider că se apucă de acest
prost obicei, numai pentru a impresiona persoanele din jurul lor, numai pentru a fi cu ceva în plus și a avea ceva aparte în fața colegilor. Adică este doar un motiv de a se da mari. Iar de la vârstele cuprinse între 18, știu și 20-25, probabil este o necesitate. Apare stresul, oboseala, nu știu, un motiv prin care un om s-ar putea relaxa. Eu personal fumez. Adolescenții au și sfaturi pentru colegii fumători. Ei spun că ar trebui să apeleze la ajutor specializat pentru a renunța la acest viciu cât mai repede. Probabil unul din sfaturi ar fi să lase cu timpul, dacă doresc acest lucru, bineînțeles. Și da, din punctul meu de vedere, este un lucru foarte rău. Toată lumea știe că are un efect nociv, așa că dacă țin la sănătatea lor, să se lase. Ar trebui să urmeze un tratament în urma căruia să se lase sau măcar să încerce acel tratament. La sfârșitul activității, adolescenții au primit un chestionar prin care le-au fost verificate cunoștințele despre tutun. Printre întrebările regăsite în acest test s-au aflat riscurile fumatului asupra fătului, care substanțe din țigară dau dependență sau câte minute din viață pierzi după fiecare țigară fumată. Menționăm că în țara noastră, în a treia joi din luna noiembrie, se sărbătorește Ziua Națională Antifumat. În această zi, toate instituțiile de învățământ organizează diferite activități ce au ca scop conștientizarea de către tinerea pericolului la care se expune un fumător. O nouă avarie la sistemul de apă și canalizare a închis circulația astăzi pe strada Sportului pentru mai multe ore. Încă de dimineață, angajații APA Vital s-au deplasat cu utilajele în zonă pentru a descoperi defecțiunea semnalizată de cetățenii care stau în zonă. Pe perioada lucrărilor, apa potabilă nu a fost oprită. Avarie la rețeaua de apă și canalizare de pe strada Sportului. Angajații APA Vital au intervenit să repare o conductă de distribuție a apei potabile aflată chiar pe partea carosabilă. Angajații au fost informați de locuitorii din zonă că iese apă la stradă, lângă o gură de canal, iar la primele ore ale dimineții o echipă s-a deplasat acolo. Aceștia au tăiat asfaltul în mai multe locuri pe o lungime de aproximativ 5 metri și au făcut săpături pentru a da de țeava spartă. Odată descoperită, conducta a fost înlocuită, iar găurile au fost acoperite. Reamintim că strada Sportului a fost asfaltată la începutul lunii mai pe o suprafață de 4548 metri pătrați. Societatea care s-a ocupat de modernizare a fost Enviro Construct, care a executat lucrări la 28 de obiective de pe raza municipiului. Valoarea contractului a fost de 2,4 milioane de lei. Mai sunt câteva zile până la data de 1 decembrie, iar majoritatea localurilor au pregătit deja petreceri tematici, din meniu fiind nelipsita fasole cu ciolan, dar și vinul fiert alături de berbecuțul la proțap. Iar fără muzică românească, petrecerea nu ar fi completă. În aceste zile se fac rezervări, iar organizatorii promit o petrecere de pomină. Petrecerea românește de 1 decembrie este îndemnul unui local din oraș care deja face rezervări pentru Ziua României. La un preț de câțiva zeci de lei, meniul este adaptat și pentru cei care țin post. Ne-am gândit la toate persoanele care ar vrea să se distreze, care ar vrea să simtă bine la o sumă rezonabilă. Astfel încât la pub-o, la locația cu bowling, cu biliard, nu vorbim de restaurant, avem un meniu stabilit special pentru persoanele care țin post sau pentru persoanele care nu țin post. În suma de 50 de lei sunt incluse următoarele. Două porții de fasole cu ciolan, o sticlă de cotnar și 100 ml de țuică de casă pentru cei care nu țin post. Iar pentru cei care țin post, avem ciupercuțe la ceaun, la fel, o sticlă de cotnar și 100 ml de țuică. Opțional se oferă și berbecuț la proțap alături de o cană cu vin fiert. Se așteaptă confirmările până la sfârșitul acestei luni. Petrecerea are loc la Pub Sport începând cu orele 17. O să facem un program special cu muzică românească, pe toate gusturile, adică o să fie ceva gen ca la nunți, adică și cu muzică ușoară și cu muzică populară. Petrecerea pe 1 decembrie la ora 17. Se pot adresa la următoarele numere de telefon: 0799 900 400 la restaurant și 0736 000 103 la locația unde facem petrecerea propriu-zisă. Se fac rezervări până pe data de 29 noiembrie și se achită înainte. Menționăm că 1 decembrie este în acest an într-o zi de joi, iar bugetarii au zi liberă, la fel se întâmplă și de Sfântul Andrei, miercuri 30 noiembrie. S-a dat start înscrierilor pentru o nouă ediție a competiției la tenis de masă. Pasionații acestui sport se pot înscrie până la sfârșitul lunii, iar pe data de 3 decembrie începe jocul. Se vor acorda premii la toate cele 6 categorii de vârstă.
Sunt așteptați zeci de pășcăne la cea mai recentă ediție a competiției Cupa 1 decembrie la tenis de masă. Categoriile organizate sunt pentru fete și băieți, începând de la 10 ani până la seniorii de peste 50 de ani. În aceste zile se fac înscrieri, iar jocul va avea loc pe data de 3 decembrie, începând cu orele 9, la sala de sport a Colegiului Național Mihail Sadoveanu din Pașcani. Pe data de 3 decembrie, Primăria Municipiului Pașcani organizează Cupa 1 decembrie la tenis de masă. Evenimentul va avea loc la sala de sport de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu. Acest eveniment vine odată cu setul de evenimente ce fac parte din proiectul de hotărâre dedicate manifestărilor acestei luni, lunii decembrie. Competiția, pentru înscriere la competiție, au început deja de astăzi, tinerii sau cei mai în vârstă, pentru că sunt mai multe categorii, practic este dedicată tuturor vârstelor această competiție. Competitorii trebuie să vină echipați corespunzător momentului și să aibă asupra lor paletă, dar și actele de identificare în copie, fie certificatul de naștere, fie cartea de identitate. Se pot înscrie, trebuie să aibă la dumnealor o copie de la buletin și eventual o copie la certificatul de naștere, dacă nu au buletin. Și în acest an se vor oferi premii în bani celor mai buni 3 clasați de la fiecare categorie de vârstă. Premiile sunt destul de substanțiale, sume de bani, 200 de lei parcă primul loc, locul 2 150, locul 3 100 de lei. Primăria Municipiului Pașcani a pregătit și minci pentru această competiție și noi le dorim succes tuturor participanților. Suma alocată pentru acest eveniment este de 7.015 lei și este din bugetul local. Din acești bani se vor cumpăra minci de tenis, afișe, diplome, cupe și va avea loc premierea. De asemenea, se va achita și asistența medicală. Activitate sportivă menită să promoveze mișcarea în rândul copiilor, un club de rugby din Pașcani organizează în acest weekend un mini-turneu la care sunt așteptate să participe echipe din județele învecinate. Clubul sportiv rugby Pașcani organizează în ziua de 19 noiembrie de la ora 11 un turneu de rugby. La competiția ce va avea loc pe terenul de la fostul stadion Siretul sunt așteptați să participe copii cu vârste până în 10 ani, de la CSS Gura Humorului, Amicii Suceava, Școala Generală Ipotești, Liceul Dragoș Vodă din Târgu Neamț, CSS Unirea Iași, precum și formația gazdă. Împreună cu părinții care au copii și își desfășoară activitate la Clubul Sportiv Rugby Pașcani, am hotărât pe data de 19 noiembrie să organizăm un mini-turneu de rugby pentru copii până la 10 ani din zona Moldovei. Mini-turneul de rugby se va desfășura sub egida Federației Române de Rugby. Scopul activității este educarea celor mici prin sport, dar și o oportunitate pentru ca elevii să se întâlnească cu sportivi din alte județe, să schimbe opinii și impresii. Acest turneu este sub egida Federației Române de Rugby. O să participe și doamna director de dezvoltare pe zonă la acest turneu și sperăm în final să iasă bine. Scopul, să știți că este unul educativ. Noi încercăm să adunăm copii, să încerce să socializeze, să se cunoască între ei, să vadă comportamente diferite, să încercăm să luăm ce este mai bun din toate și, în general, dacă știți, rugby-ul este un sport educativ. La sfârșitul concursului, toți jucătorii vor primi diplome, plachete și pachete cu mâncare. Mai multe detalii despre clubul sportiv și activitatea desfășurată din 2009 până acum găsiți pe site-ul oficial Club Sportiv Rugby Pașcani și pe pagina de Facebook cu același nume. Cu siguranță vă întrebați dacă există soția lui Moș Crăciun și care este rolul ei. Ei bine, într-o reclamă făcută special pentru sărbătorile de iarnă, aflăm că și Crăciunița se ocupă de fapte bune și chiar vine în ajutorul lui Moș Crăciun, făcând cadouri și mai ales surprize frumoase. În această poveste aflăm din scrisoarea trimisă de un băiețel ce nezdrăvănii face surorii lui, care o iubește foarte mult. Cadoul de sub brad este total neașteptat. Să vedem cum se încheie frumoasa poveste. Hot tea. Cheese and pickle. Keep away from those mince pies. Any last minute requests? No, just bills. Fly safe. Don't forget Australia. I won't. Easily done. Rudolph? Dear Mrs. Claus, my name is Jake, and I am 6 years old. Jake! Stop taking my things! I have a big sister called Anna, who is tall and sometimes angry. Ah! Get out!
also have a dog called Tiger, who loves eating things. Kill Tiger! Dave, kill. Stop! Stop! I'm sorry. This Christmas, I need your help. Because I want something, and I know you can get it for me. Jake wanted you to have this. With love, Mrs. Claus. Jake. Oh, thank you so much, Jake. You might think I don't like my sister very much, but I do. I love her a lot. And I want her to be happy at Christmas. Love, Jake. Age 6 but 7 in 2 weeks. How was your night? Oh, you know, quiet. How did that get there? Well, it wouldn't be fun if you knew all my secrets. În județul Iași, vremea se încălzește, iar pentru ziua de vineri sunt anunțate 9 grade Celsius cu soare plin pe cer. La ora 7 dimineața, meteorologii anunță 1 grad Celsius cu slabe șanse de ploi, însă umiditate ridicată. Vântul va sufla slab până la moderat. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine, la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi pe site-ul bitv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Dana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Numai bine!